Bine v-am regăsit! Să vedem încă o dată dacă lumea este sau nu este așa cum credeți. M-am hotărât să fac acest clip după ce am auzit pe cineva spunând că în spațiul cosmic este groaznic de frig și anume spunea persoana respectivă, citez aproximativ, sunt mii de grade sub zero. În această scurtă afirmație despre spațiul cosmic sunt, din punct de vedere fizic, două greșeli și vreau să vorbesc despre ele pe rând. Am vorbit despre temperatură și măsurarea ei în clipul Temperatura la umbră și, bineînțeles, în cursul de termodinamică, mai ales în cel dedicat temperaturii și căldurii și găsiți linkurile către aceste clipuri în descriere. Prima greșeală din afirmația de la care am pornit este aceea că în spațiul cosmic fiind vid, nu putem vorbi despre temperatură. Vreau să vă arăt că în spațiul cosmic nu este nici frig, nici cald, pur și simplu pentru că spațiul cosmic nu are temperatură. Temperatura este întotdeauna legată de substanță, este a unui sistem termodinamic sau a unui corp. Deci, ca să vorbim despre temperatură, avem nevoie de molecule. Pot fi și alte particule, bineînțeles, atomi, ioni, dar de obicei avem molecule. De ce este temperatura legată de substanță? Pentru că ea măsoară, de fapt, energia cinetică medie a moleculelor, a particulelor dintr-un corp, dintr-un sistem termodinamic. Moleculele sunt într-o permanentă mișcare dezordonată, numită agitație termică, așa cum se vede în această animație. Iar această mișcare există chiar și în interiorul moleculelor, după cum vedeți în a doua animație, este vorba despre un fragment de proteină și puteți vedea cum agitația termică există și la nivel intramolecular. Animațiile au fost luate din Wikipedia, iar linkul îl găsiți de asemenea în descriere. Când spunem că temperatura unui corp este mai mare decât a altuia, spunem de fapt că moleculele corpului mai cald au în medie mai multă energie cinetică decât moleculele corpului mai rece. Dacă este vorba despre același fel de molecule, atunci spunem de fapt că viteza medie a moleculelor din corpul cald este mai mare decât viteza medie a moleculelor din corpul rece. Deci temperatura măsoară energia medie a particulelor dintr-un corp sau sistem, așa că prima greșeală din afirmația pe care am auzit-o și despre care am vorbit la început este aceea că spațiul cosmic ar avea temperatură. Nu are, în spațiul cosmic fiind vid, nu avem a cui energie cinetică medie să o măsurăm. Sigur că nu este vid perfect, dar particulele sunt atât de rarefiate, densitatea particulelor este atât de mică, încât noțiunea de temperatură nu mai are sens. Să încerc să vă explic de ce. Când ating cu degetul suprafața unui corp fierbinte, se transferă energie de la particulele din corpul fierbinte la degetul meu, prin ciocniri între moleculele din corp și moleculele din degetul meu. De fapt, primesc, când ating corpul cald, miliarde și miliarde de lovituri din partea moleculelor corpului cald. Și efectul este aproape identic cu cel al unei singure lovituri care ar fi fost aplicată asupra degetului meu. Dacă degetul meu ar fi fost în contact cu o zonă în care sunt foarte puține molecule, adică este aproape vid, chiar dacă moleculele respective ar avea energii foarte mari, mult mai mari decât în cazul corpului care mi-a produs senzația de durere, n-aș simți nimic. Și asta s-ar întâmpla deoarece energia pe care moleculele ar transmite-o degetului meu ar fi foarte puțină. Deși, repet, fiecare luată separat are multă energie, dar sunt foarte puține și n-ar putea să producă acea senzație de arsură.
pentru că, repet, sunt foarte puține. Așa că n-are sens să spunem, în cazul al doilea, că mediul care este în contact cu degetul meu este fierbinte, pentru că el nu poate să transfere energie degetului meu decât în cantități neglijabile. În concluzie, noțiunea de temperatură are sens doar dacă se referă la corpuri care au o densitate moleculară comparabilă cu corpurile din jurul nostru. N-are niciun sens să vorbim despre temperatura vidului, așa cum n-are sens să vorbim despre gustul vidului sau mirosul vidului sau culoarea vidului, dacă nu cumva suntem poeți. A doua greșeală din afirmația pe care am reprodus-o la începutul clipului este aceea că temperatura are o limită inferioară. Nu poate să fie oricât de scăzută. De pildă, în scara Celsius, această limită este de -273,15 grade Celsius. Nu există temperaturi mai joase. Dacă cineva vă spune că era atât de frig, nu știu unde, încât erau -300 de grade Celsius, să știți că minte. După cum v-am spus, temperatura măsoară energia cinetică medie a moleculelor unui corp sau a unei zone a corpului. Dar energia cinetică nu poate să fie negativă. Formula energiei cinetice este masa înmulțită cu viteza la pătrat supra 2. Masa unui corp nu poate să fie negativă. Viteza poate să fie pozitivă sau negativă în funcție de sens, dar viteza apare la pătrat în această formulă, așa că tot la un număr pozitiv ajungem. Dar viteza poate să fie 0. Ceea ce înseamnă că și energia cinetică, pentru cazul în care viteza este 0, este 0. Așa că energia cinetică are un minim, iar acesta este 0. Și atunci și temperatura care măsoară energia cinetică medie a moleculelor trebuie să aibă un minim. Cât este minimul respectiv depinde de scara de temperatură pe care am ales-o. În scara Celsius, așa cum v-am spus, este -273,15 grade Celsius, iar în scara Kelvin, scara pe care o folosim în termodinamică, este chiar 0. Se numește 0 absolut. 0 Kelvin este echivalentul lui -273,15 grade Celsius și reprezintă cea mai joasă temperatură teoretic posibilă. De ce spun mereu teoretic posibilă? Pentru că, practic, cea mai joasă temperatură, temperatura 0 absolut, nu poate să fie atinsă. Termodinamica explică această imposibilitate prin faptul că pentru a răci un sistem termodinamic trebuie să-l pun în contact cu un sistem termodinamic mai rece decât el, ca să se transfere căldură de la corpul cald la corpul rece. Așa că dacă vreau să răcesc un sistem termodinamic până la zero absolut, atunci trebuie să-l pun în contact cu un sistem termodinamic mai rece decât zero absolut, ceea ce este imposibil. Fizica cuantică explică această imposibilitate altfel, cu ajutorul principiului de nedeterminare. Acesta spune, într-o exprimare aproximativă, că nu putem cunoaște simultan, cu oricâtă precizie, atât poziția, cât și impulsul unui corp. Impulsul unui corp se calculează cu formula masa înmulțită cu viteza corpului. Așa că dacă începem să știm foarte exact unde sunt moleculele, adică dacă ele nu se mai mișcă, nu mai știm exact ce impuls au, adică ele trebuie să aibă un impuls, deci viteză. Dar dacă au viteză, atunci au energie cinetică. Și această imposibilitate de a atinge temperatura de zero absolut este deci legată de imposibilitatea de a ști exact în același timp și impulsul unei particule și poziția particulei respective. Deci, într-un mod aproximativ spus, nu putem să oprim din mișcare o particulă cuantică. Nu putem să extragem toată energia cinetică din particula cuantică respectivă. Până aici am văzut că există o limită inferioară a temperaturii, dar o limită superioară.
Aici lucrurile sunt mai complicate. În funcție de context, răspunsul poate să fie da sau nu. Să începem cu da. Există o distanță în fizică sub care nu mai putem aplica legile fizicii, cel puțin nu legile așa cum le cunoaștem noi. Altfel spus, sub această distanță, legile fizicii nu mai au sens. Ea se numește lungimea Planck. Într-un fel se poate spune că obiecte cu dimensiuni mai mici decât lungimea Planck nu pot fi cercetate experimental, în sensul că nu putem afla nimic despre ele. Dar, atenție, nu putem afla nimic despre ele nu din motive tehnice, ci chiar din cauza legilor fizicii. Dacă acceptăm ideea că aceasta este cea mai mică lungime posibilă, atunci există și cea mai mare temperatură posibilă. Să vedem de ce. Un foton transportă o anumită cantitate de energie care este invers proporțională cu lungimea lui de undă. Atunci, dacă acceptăm că lungimea Planck este cea mai mică lungime care are sens fizic, există o limită superioară a energiei transportate de un foton și, similar, există și o limită superioară a energiei oricărei particule. Pentru că lungimea de undă nu poate să fie mai mică decât lungimea Planck. Și la această lungime de undă, fotonul transportă energia maximă pe care o poate transporta. Se poate calcula că această limită superioară a temperaturii ar fi de aproximativ 1,4 ori 10 la 32 Kelvin. Aceasta a fost temperatura Universului imediat după Big Bang. Nu știm ce a fost înainte de asta, deoarece, repet, legile fizicii, așa cum le cunoaștem noi, nu pot descrie ce se întâmplă la temperaturi mai ridicate, dacă există temperaturi mai ridicate. Dar așa cum am spus, există și alt mod de a vedea lucrurile, și anume că lungimea Planck nu este cea mai mică lungime posibilă, este doar cea mai mică lungime la care legile fizicii, așa cum le cunoaștem noi, mai funcționează. În acest caz, nu există o limită de temperatură, deoarece energia unei particule poate fi, în acest context, oricât de mare. Și atunci și temperatura poate să fie oricât de mare. În final, o observație. Energia cinetică a unei particule are formula pe care ați mai văzut-o și s-ar putea ca unii să tragă concluzia că, deoarece viteza este limitată, avem limita dată de viteza luminii și energia cinetică ar trebui să aibă o limită. Nu este așa. Formula energiei cinetice pe care o vedeți acum este o formulă aproximativă, acceptabilă doar pentru viteze mult mai mici decât viteza luminii. Pentru viteze mult mai mari, apropiate de viteza luminii, viteze relativiste, energia cinetică se calculează cu celebra formulă delta M înmulțit cu C pătrat, adică viteza luminii la pătrat, unde M este masa particulei care se deplasează cu viteze apropiate de viteza luminii și în care este inclusă și energia particulei respective, deoarece energia și masa sunt de fapt două manifestări ale unuia și aceluiași lucru. Această relație nu limitează, teoretic, energia pe care o poate avea un corp sau o particulă, așa că, din acest punct de vedere, nici temperatura nu are o limită superioară. Concluziile sunt următoarele. Temperatura are o limită inferioară și știm cât este aceasta. În scara Celsius este minus 273,15 grade Celsius. Temperatura are o limită superioară. În cadrul legilor cunoscute ale fizicii, da, în realitate s-ar putea ca răspunsul să fie nu. Sau, deocamdată, cel mai bun răspuns este nu știm. Dacă ați crezut că vidul are temperatură și că poate să fie oricât de frig, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!